Mama, și ce bătută ia? Da. Acum avem. Ce bătută ia? Da. Acum cine știe, eu avea ceva cu capul. S-a satul. Tânăra de 27 de ani i-a ținut cu sufletul la gură pe cei care treceau în dimineața zilei de sâmbătă, 16 mai, prin centrul municipiului Târgoviște. Ea le-ar fi spus apoi medicilor că a ajuns în afara balconului în mod întâmplător, negând astfel că ar fi încercat să se sinucidă, însă imaginile și cei care au privit-o de jos o contrazic. Dar de ce a ieșit ea în balcon, acolo? Doamna! Să stau. Fata declară că a fost accidental, având și neavând geamuri și la balcon, probabil asta a fost. În ce stare este? Cum este? E bine, nu are nimic, adică e scoriat și pe brațul său. A vrut să se sinucidă? Nu, voia să spun, nu știu. Nu pot să-mi dau cu părerea. Crezi tăriți, trebuie să mergi la un psiholog? Cred că da. În ce stare ați lăsat-o? Cum e? Conștientă, a refuzat să meargă la spital. Ar fi văzut să o cu balustradă? Ce ați Nu știu, n-am aflat nimic. Acum e poliția acolo, investigează. Ce a ținut de noi, ne-am făcut treaba și... Nu e pericol. Din fericire, tânăra a fost salvată de această dată, însă cu siguranță va avea nevoie de ajutor de specialitate pentru a nu mai recurge pe viitor la astfel de gesturi extreme.